Noi avem un singur candidat, pe domnul senator Ion Rotaru, și v-aș propune vot deschis. Cine este pentru vot deschis? Împotriva, abțineri, vă mulțumesc, deci vom vota cu vot deschis. Supun la vot pentru funcția de președinte al organizației PSD Brăila pe domnul senator Ion Rotaru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. PSD Brăila, aveți președinte ales, domnul senator Ion Rotaru. Doar uniți putem să câștigăm bătălia pentru România. Asta apropo la vis-a-vis de tot ce au spus colegii noștri aici în sală. Da, Marian, este foarte corect. Suntem un partid de oameni care construiesc, dar în același timp ce noi construim, alții încercă să distrugă, pas cu pas. E nevoie de legile justiției. Este nevoie de tot ce am făcut noi. Pentru că numai în sala asta avem primari, viceprimari, consilieri județeni, municipali, hărțuiți ani de zile, cu cătușe, ani de zile, pentru tot felul de mizerii și aberații. În toată țara am fost hărțuiți. Tot ce înseamnă PSD, nemernici ăștia, au vânat pas cu pas. Bucățică cu bucățică. Pentru că tocmai că știm că noi construim. Și atunci a fost nevoie să fim și uniți, să ducem bătălia și la nivelul ăsta. Că bătălii ducem peste tot. Să vă spună Negrescu, Victor Negrescu, colegul nostru, ce se întâmplă în Parlamentul European. Câte scrisori mizerabile vin împotriva României din partea românilor noștri care se cred opoziție. Cum votează ei împotriva României. Cum înjură România de la microfon. Cât rău fac României. Să vă spună Robert Cazanciuc și colegii noștri din Parlament ce bătălie în Parlament pentru fiecare lege, în fiecare comisie. Că au adus trândițe și corturi în Parlament. S-a schimbat tot absolut de ceea ce știți. Fiecare punct pe care îl scoatem este o bătălie acerbă. Fiecare milimetru care mergem înainte este o bătălie acerbă în care suntem sabotați, suntem înjurați. Noi, ca partid, noi, ca țară. Iar ăștia vor acum și voturi. Sistemul ăsta care ne-a vânat, sistemul ăsta care a fost lângă noi permanent, pas cu pas, în această vânătoare, și-a creat acum partide. Partidele astea vor merge la vot toată cu noi. Iar românii trebuie să aleagă între PSD, partid românesc, tradițional, format din români, nefinanțat din exterior, al oamenilor muncii și al românilor adevărați, și o pleadă de partide securistoide împotriva României.